Neața, azi vreau să fac un tutorial despre cum poți face un carusel smooth pe Instagram. Am primit întrebarea asta de câteva ori și așa că am zis să fac un tutorial cât se poate de scurt despre cum poți să faci treaba asta folosind două programe. De fapt, poți să folosești doar unul, eu folosesc Lightroom și Photoshop și o să vă explic imediat de ce. Și hai să dăm cu intro și începem imediat! Ca să înțelegeți exact despre ce este vorba, o să pun acum o înregistrare cu un carusel smooth pe care l-am făcut eu. Mie îmi place super mult tehnica, am folosit-o de câteva ori pe Instagram și o să o folosesc în continuare, pentru că e super interesant să vezi cum treci de la o poză la alta. Teoretic sunt două poze acolo, două sau mai mult, dacă ești fan și dacă ești ambițios, poți să faci din mai multe poze. Eu am făcut doar din două, de fapt este o singură poză împărțită în două. Ok, hai să trecem o dată la treabă, o să pun cronometru aici, 2 minute. Facem asta în 2 minute pentru că este un tutorial destul de ușor și rapid, poate fi făcut de oricine. Avem două programe pe care le folosim, Lightroom și Photoshop. Prima dată începem cu Lightroom-ul și aici în Lightroom eu deja am selectat o poză, o poză făcută într-un video ieri, am filmat ieri, am avut aproape o zi întreagă de filmări și filmarea a fost făcută cu Tatiana. Tot ce avem de făcut acum este să-i facem un crop. Mergem pe iconița de crop aici din dreapta sus, iar ca aspect ratio pentru acest crop putem selecta 16:10. Dacă faceți niște calcule, la un moment dat o să-ți iasă 4:5. Am uitat să vă zic de ce facem asta. În primul rând, pentru algoritmul de la Instagram, pentru că funcționează destul de ciudățel uneori. Adică, tu dacă ai o poză care este mai mult landscape decât portret, atunci oamenii când dau swipe și se uită pe Instagram trec foarte rapid de ea. Așa că tot ceea ce putem face este să postăm numai poze care sunt mai mult portret decât landscape. Da, dar dacă noi avem o poză landscape care ne place destul de mult și totuși vrem să o postăm pe Instagram. E, de asta vine eu cu tutorialul ăsta. Ah, și încă o chestie, în momentul în care apar două poze, în momentul în care sunt două poze într-un carusel, de obicei Instagramul tinde să ți-l arate, să-ți arate a doua oară postarea ta, dar cu a doua imagine, ceea ce este încă un bonus pentru ceea ce puteți face pe Instagram. Am selectat aspect ratio de 16:10. De ce? Dacă facem un calcul scurt, la un moment dat, o să vedeți că ne vor ieși două imagini de 4:5. Să profităm maxim de înălțimea pe care ne-o dă Instagramul. Acum, de aici tot ce putem face este să dăm un click dreapta pe poză jos și dăm edit in Adobe Photoshop. Bun, odată ce am ajuns în Photoshop, de aici toată chestia este super rapidă. De aici din stânga unde aveți crop tool, dăm un click dreapta ca să ne apară și restul opțiunilor și apăsăm pe slice tool. În momentul de față tragem din stânga sus, din afara pozei, până acoperim, să zicem, un pic din poză. Nu este nevoie să ajungeți exact până la mijloc, facem asta imediat. Dacă vedeți, slice-ul ăsta este ca un chenar, este un chenar portocaliu, nu este extraordinar de distinctiv acum, dar dacă vă chinuiți puțin, îl puteți distinge, puteți da și un pic de zoom și prindem tot cu slice tool-ul selectat, pentru că altfel dispare chenarul, prindem de punctulețul ăsta care denotă mijlocul pe înălțime al slice-ului și tragem de el în dreapta până când la un moment dat el o să-și facă singur snap. Pam, gata. Dacă observați aici, își face hop și aici se oprește. Ok, aici este mijlocul fotografiei. În momentul când am ajuns la mijlocul fotografiei, dacă ne place încadrarea, e ok. Dacă nu, putem merge pe fotografie, avem grijă să nu fie blocată, dăm un dublu click pe ea și cu fotografia, cu layer-ul fotografiei selectată, dăm un Ctrl T sau Command T pe MacBook și tragem puțin de ea, astfel încât să vină exact pe mijloc. O mai putem încadra, ne mai putem juca cu ea puțin. Chenarul din stânga al slice-ului vine exact pe mijlocul feței Tatianei. Așa că în momentul de față sunt super mulțumit și apăsăm Command Alt Shift și S sau Control Alt Shift și S pentru Save for Web. Dacă nu rețineți comanda, puteți să mergeți în File, Export, Save for Web Legacy. Bun, în momentul de față avem, ele ne apar cele două slice-uri. Acum trebuie să avem grijă ca ele să fie, să aibă același format și aceleași setări. Așa că, by default, la mine aparent apare GIF. O să selectez JPEG. La Quality o să dau 100%. Apoi selectez al doilea slice. O să dau la fel JPEG. Quality 100%. Ok, în momentul de față sunt super mulțumit cu astea. Dau Save. Și la Save mergem într-un folder unde vrem noi să salvăm toată chestia asta. Avem grijă ca aici de jos să fie selectat All Slices. Și am să-i dau save acum, deschidem finder-ul și o să vedem un folder nou cu images și în images avem cele două jumătăți care sunt perfecte. Și acum tot ce trebuie să facem este să trimitem astea pe telefon, pentru că din păcate nu putem posta asta direct de pe laptop, nu putem posta pe Instagram, așa că eu o să prefer airdrop, voi puteți alege orice modalitate vreți, puteți cu cablu, cu orice altceva, eu merg pe airdrop pentru că mi este super mega ușor. Ok, acum am pornit înregistrarea ecranului pe telefon ca să vedeți exact cum funcționează și la postarea pe Instagram. Pe Instagram, dacă vedeți, o să aveți
câteva iconițe cheie pe care noi trebuie să le folosim. În primul rând, înainte de toate, selectați poza pe care o doriți să fie prima, cea din stânga, bineînțeles, adică o să fie partea din stânga fotografiei, și aveți în stânga jos a preview-ului, de sus, în pătratul cel mare, aveți un icon cu două săgeți care, practic, fac un expand, încadrează din nou imaginea la maxima ei capacitate, la maximile ei expect ratio-uri, size-uri, etc. Înțelegeți. Acum tot ce avem de făcut este să selectăm din dreapta jos aceea iconiță cu mai multe layere cumva suprapuse și aia ne dă voie să alegem a doua imagine și selectăm a doua imagine și dăm next. Acum avem un preview al postului care arată puțin dubios, dacă vedeți avem o dungă neagră pe mijloc care o separă, dar aia dispare complet în momentul în care postăm poza, dăm next, de dragul exemplului nu o să spun nimic, o să dau share pur și simplu ca să vă arăt exact cum a ieșit. Bun, și gata, s-a postat. În momentul de față putem observa un carusel extraordinar de smooth pe Instagram și o să șterg rapid poza pentru că fac spoilere aiurea pe internet. Bun, cam asta e tutorialul, cam asta trebuie să faceți, ăștia sunt pașii, de acum nu vă mai interesează ce se mai întâmplă pe Lightroom, Photoshop, puteți să le închideți. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de folos, puteți să folosiți asta pentru că vă ajută din mai multe puncte de vedere, mai ales dacă sunteți fani folositul Instagramului, dacă utilizați Instagram și doriți să creșteți, este un bonus acolo, un tip care vă ajută să creșteți chestia asta. Eu vă mulțumesc tare mult, sper că n-am depășit 2 minute, am încercat să fac asta cât de repede am putut. Voi sunteți cei mai tari, vă mulțumesc tare mult, ne vedem de acum cu unboxing-ul de vinerea viitoare și dau totuși un mic spoiler. Dau un mic spoiler, vom vorbi despre un alt giveaway, așa că fiți pe fază și nu uitați de like, share, subscribe, pentru că o să vă fie mai ușor, pentru că asta o să trebuiască să faceți la giveaway, dar o să vă fie mai ușor dacă dați de pe acum. Mă înclin în fața voastră și ne vedem în video următor. Pa!